Fostul prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Viorel Cataramă, actual președinte al Partidului Dreapta Liberă, a fost invitatul emisiunii Radar TV. Acesta a criticat actuala clasă politică, inclusiv pe foștii săi colegi de partid. Din păcate, noi de 29 de ani trăim în socialism, iar socialiștii nu fac infrastructură, nu fac performanță, ci cresc, din păcate, aristocrația bugetară cu toate privilegiile și avantajele nemeritate, creează un cadru legislativ prin care banii sunt deturnați de la nevoile firești de investiții ale țării către o clasă privilegiată în România și din acest motiv noi suntem extrem de slab pregătiți la infrastructură. Iar când o facem, o facem cu prețuri de 4, 5, 10 ori mai mari decât în Elveția, decât în Finlanda, decât în Franța. Astăzi cei care în sondaje declară că votează PSD-ul, PNL-ul, ALDE, USR-ul, Cioloș, toți sunt socialiști. Toți votează socialiștii, toți la un loc aparțin acestui bloc de 4-5 milioane de români care trăiesc în socialism și nu le pasă de ce se întâmplă în România. Chiar dacă a făcut parte dintr-un partid de dreapta, fiind coleg de partid cu deputatul Laurențiu Leoreanu, Viorel Cataramă susține că toți peneliștii sunt de fapt niște bugetari care nu vor o Românie capitalistă. Spui că ești anti-PSD? Asta nu înseamnă că ești de dreapta sau că ești pro-capitalist. Ești la fel de pro-socialist. Pentru că atunci când au guvernat și PNL-ul și celelalte forțe, n-au făcut nimic pentru societatea capitalistă. Din contra, au crescut numărul celor care lucrează în aparatul de stat, în sectorul bugetar, le-au crescut privilegiile și au discreditat sau lovit pe cât posibil sectorul privat în ansamblul său. Ceea ce se întâmplă și astăzi. Pentru că până la urmă, sectorul privat astăzi moare de ce? Pentru că nu mai are piață de desfacere. Degeaba lucrezi tu, pentru că nu poți să vinzi. De ce nu poți să vinzi? Pentru că importurile sunt foarte ieftine, iar costurile tale sunt foarte mari. Și atunci, pe piața românească, apar cartofii din Turcia, roșiile din Olanda, de peste tot. Iar românii care pot produce n-au unde vinde, ei produc, dar n-au unde vinde. Viorel Cataramă spune că oamenii politici duc România spre o zonă critică. De fapt, ce vor socialiștii? Și când spun socialiștii, repet, PSD, PNL, ALDE, USR, Cioloș și așa mai departe. Vor ca tot mai mulți români să plece. Vor să facă companii publice prin care să aducă pakistanezi, vietnamezi să lucreze, pentru că ăștia n-au drept de vot. Și atunci, să facă lucrări de infrastructură, așa cum a vrut doamna Firea la București, că a creat 20 de companii, da? Să fie personal care n-are drept de vot și restul, cei care sunt în sectorul privat, să se ducă în străinătate, să nu mai stea în România. Ăștia sunt nenorociții. Președintele Partidului Dreapta Liberală susține că va candida la următoarele alegeri și că își propune concedierea a jumătate dintre bugetarii care fac parte din așa zisa mare familie socialistă.